O locomotivă a CFR Călători, încercând manevra de regarare, s-a izbit violent într-o altă locomotivă a unui operator feroviar privat. Cel din urmă a deraiat, ajungând pe marginea șinelor. CFR a declanșat o anchetă internă. Nici o persoană nu a fost rănită, iar circulația nu a fost afectată. Referitor la incidentul feroviar din stația Roșiorii Nord în jurul orei 11, pentru analizarea cauzelor producerii acestuia, se constituie o comisie de cercetare formată din autorități legale competente, iar CFR Călători demarează o cercetare internă, a comunicat CFR Călători. Potrivit sursei citate, la manevra de regarare efectuată de o locomotivă izolată a CFR Călători, EA428, s-a produs tamponarea unei locomotive de tip DA a unui operator feroviar privat, cu deplasarea acesteia pe linie și deraiarea a trei osii. În urma impactului, personalul feroviar nu a fost rănit. Circulația trenurilor în zonă nu este afectată, precizează CFR Călători. Acest accident vine după altul care a avut loc pe 13 martie, când două vagoane din compunerea unui tren privat de marfă încărcat cu autoturisme au deraiat la intrarea în stația Roșiorii Nord, iar unul s-a răsturnat, a anunțat CFR. Din primele verificări a reieșit că mecanicul trenului de călători, care urma să intre în stația Roșiorii Nord, la altă linie, a tamponat ultimul vagon al garniturii de marfă, aflată în mers pentru garare, conform unui comunicat al administratorului de infrastructură. Reamintim că în luna mai un tânăr din Megitia a reușit să pătrundă în garnitura unei locomotive și să o conducă 200 de metri. Un împiegat l-a oprit la timp înainte să ajungă în fața unui tren de călători și să provoace o nenorocire. În luna martie, un grav accident feroviar a avut loc în gara CFR Galați, după ce sistemul de frânare a unei locomotive a cedat. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. Iar în mai, două locomotive s-au ciocnit frontal în Giurgiu, după ce unul dintre mecanici consumase alcool, relatează observatornews.ro.